Bună dimineața! Am scris ieri ceva pe grupul Cioferes în Spania și la o postare pe care cineva a făcut-o așa, când mergeți la cumpărături, amintiți-vă că ei nu au sărbători și este foarte adevărată chestia, dar pentru cauzele acestei anormalități, nu cădem de acord colegii între noi. Și a zis cineva aici, șoferii și ca și pompierii, polițiștii, cadrele medicale, vame și chiar și taximetriștii au sărbători, însă aleg acest sacrificiu pentru binele tuturor. Asta trebuie să transmitem oamenilor. Mesajul este simplu: orice atingere a fost scădat la un moment dat de un tir. Odată înțeles mesajul, poate vom avea parte măcar de mai mult respect. Vă urez sărbători cu bine oriunde v-ați afla. Iar eu am zis aici, legislația UE a tahografului a fost făcută tocmai pentru ca șoferia organizată să înceteze a mai fi la fel de dezorganizată ca până în 2006. Dar era nevoie și de oameni care să înțeleagă această legislație, nu doar să știe să tragă de volan. Nu vă mai comparați voi cu pompieri, marinari sau alte cele, pentru că ei lucrează după alte legi, nu după acestea. Nici măcar cu șoferii din Rusia, China, Canada, SUA, Argentina, Senegal sau alta. Nu vă mai comparați, pentru că chiar dacă tot globul lucrează cu tahograf, legislația UE a tahografului este doar una și are acoperire doar pe cei 4,233 milioane de kilometri pătrați ai ei, nu în altă parte. Șoferii din UE stau pe cabină nu pentru că așa e legea, ci pentru că sunt în imensa lor majoritate străini de legislația corespondentă. Și aici mi-au răspuns doi colegi, un coleg a zis foarte corect și Motocan Ioan Silviu mă întreabă dacă sunt șofer. Aici aș vrea eu să răspund, pentru aici aș vrea eu să răspund, este un răspuns foarte complex și nu știu dacă mi încape în format ăsta pe care îl oferă Facebook-ul. Începusem pe telefon să scriu așa: e profesia mea din 1980, vis al fiecărui șofer profesionist în România, Ceaușist, și să-l continui aici. Deci, e profesia mea din 1980. Așa, vis. Al meu. Și cred, marii majorități, al șoferilor. Profesioniști din România Ceaușistă. Tranziție.
tranziție. O să pun asta așa între ghilimele. A fost să ajungi șofer de tir. De tir. Era una dintre singurele modalități de a ieși din colivii. Era una dintre acele puține la care puteam eu nu. Deplini asta în zărme. Abia în 2008.
de protecție. Să fie. Să existe undeva. A trebuit. Limba. Oh, nu. Materna. Idioma nativo. Așa, vreau să apară aici, de sub idioma nativă, că așa mi-a apărut ieri, spre exemplu, dar astăzi văd că n-am mai nimerit-o. La lengua maternă este la primera lengua que aprende una persona en su vida, también se llama lengua nativa, lengua natal o L1. Es la lengua o idioma que aprende una persona en sus primeros años de vida, y que normalmente se convierte en su instrumento natural de pensamiento y comunicación. Se le diferencia de segunda lengua o L2. Așa. El periodo crítico es la teoría más reciente y aceptada. Una lengua materna puede aprenderse hasta los 12 años de edad. Pasado este periodo, las habilidades lingüísticas del hablante son distintas y toda lengua aprendida después pasará a ser considerada como segunda lengua. O se traduce en limba română, dar nu am timp acum. Ceea ce vreau să spun aici este că această limbă maternă este limba maternă este limba adquirida, aprendida, limba pe care o dobândești în formă naturală, adică prin intermediul interacțiunii cu lumea ta înconjurătoare, fără intervenție pedagogică și cu o activitate minimă dedicată acestui scop sau fără această activitate, așa, de reflexie lingvistică cu activitate minimă sau fără ea, de reflexie lingvistică conștientă. Deci eu în felul ăsta am învățat limba spaniolă ca pe o altă limbă matern, fără să te duci la vreun fel de școală sau fără să o înveți, da, fără să o înveți la școală. Eu am avut 4 ani la dispoziție pentru a învăța, timp în care am încercat să înțeleg, a trebuit să învăț o nouă limbă ca să pot învăța o nouă legislație. Asta
fel că chiar din prima săptămână. Cursă, văzând că practica și teoria pe care o studiasem nu știam. Folosind dicționarul ultim. Ce vreme. Am crezut nu corect legislația. În fața de busoloși am tras și o voci.
lumii, dar împotriva. E povesti lunga. Care non capaci. Non c'è.
Nu observi. Roata. Dacă nu știi legea, este ca un fel. Continuă. Invizibil. Ție. Pe care nu observi că o calci cu roata. Și atunci se învârte roata. Roata. Dar dacă o știi, atunci nevizibil, n-am nimic cu nimeni. Este felul. Dar eu nu pot să fac. Nici dacă mă vede polițaiul. Nici dacă nu. Imposibilită. Yes, for sure.
libremente rușina. Și asta. Limita Cam atât deocamdată. Mm-hmm.
Și spune, lung, dar imposibil de dat. Așa, o să mă opresc acum că se trezește și nepotul, se trezește familia și bine că am prins să scriu asta aici, mamă, Doamne, ce mai scris. Ia să copiez eu aici. Nu. Hai să copiez de aici de sus. Uite așa. Da. Uite așa să mi le păstrez aici, că pot, în loc să scriu din nou tot ce am scris, pot copia și pot avea sub ochi discuțiile cu colegii, dezbaterile cu colegii și așa. Spre exemplu, copiez de aici un fragment și îl folosesc unde am nevoie. Și mai păstrez aici link-ul care mă ajută să găsesc mai ușor locul din care am luat. Așa. Și ce să mai păstrez eu aici? Hai să mai păstrez și imaginea, ca să știu. Da, fac o captură de imagine și o păstrez ca să mi pot aduce aminte despre ce vorbeam, în primul rând. Dar să existe și o legătură între un eventual articol de blog, să zicem. Păstrez aici și ora și minutul când fac captura. Așa și recortare. Așa, aici, scriu cioferes în Romanos în Spania și să-i pun data de astăzi, 2021, 12, 26, 10, 45, 45, 00 și să o păstrăm. Bun. Și asta, ia.
copia imagini și ia să vedem noi. Da. Și linkul de la imagine. Linkul. Iată, mi s-a scurat nepoc. Pe 26 10 47 00. Salvez și asta. Așa. Și acum gata, mă opresc din înregistrarea asta. A, nu. Nu, ia să vedem să oprim. Hai să mai arăt aici că de 10 ani am fost concentrat pe crearea unui imperiu digital, un imperiu web. Și aici am tot felul de site-uri web. Asta este enciclopedia Social Politică 01, aici îndatoririle oamenilor sau deberes humanos, aici cu drepturile omului, aici drepturile fundamentale, tot despre drepturile omului, dar în primul era vorba despre drepturile fundamentale din UE. Ăsta este un site ca un, care pornisem ca un fel de, să-mi fac un fel de curriculum vitae, dar l-am dezvoltat prea mult și nu mai a devenit tot un fel de enciclopedie. Aici este încă un site în limba spaniolă care îl creasem atunci la începuturile prin 2011-2012, înainte, pe timpul când lucram deja, adică încă lucram. Aici este un site numit Tavografero Chofer, pentru că era un polițai care făcuse un blog care se numea Tavografero și era cu de tahograf se ocupa și poliția, Guardia Civilă. Aici și terminologie enciclopedică română, în română și în spaniolă. Aici Uniunea Europeană a Șoferului Profesionist, toate sunt site-uri cu multe pagini. Aici Democrație Obiectivistă, aici este cu Constituția României. Aici este un site cu Tahograf Drivers European Union. Ăsta l-am creat pentru a putea trimite la Uniunea Europeană și la diferite instituții din Europa diverse parte dintre datele pe care le aveam strânse. Aici este o enciclopedie politică, volumul 2, cum ar fi. Aici este un site numit Driver 40-40 Toneladas, Masaia del Tacografo. Toate se învârt în jurul sociologie elementară și multe altele. Unul dintre, să zic așa,
site-urile cele mai de legătură, așa să zic așa, cu șoferia, cu șoferul, este ăsta tahograf, tacograf, PF, asta în spaniolă, în română și în engleză. Și am zis așa, tot ce se întâlnește în acest site web al meu și în alte